Pe tine cum te cheamă? Ruxandra. Și este prima ta zi aici? Este prima mea zi ca intern aici la eMagic. Pentru Awake. Ne-am gândit că astăzi să răspundem la câteva dintre întrebările voastre de pe internet. Și sunt astăzi împreună cu Ruxy, în prima ei zi la eMagic. Și vor exista bilete de o zi? Da, tocmai urmează să anunțăm bilete de o zi, fiți pe fază pe Facebook. Și se vor putea achiziționa și de la intrare? Da, o să avem o caserie chiar la intrare, puteți să veniți să vă luați bilete. Trenurile care trec prin Gornești vor opri acolo și vom avea și niște autobuze Away care vor pleca la fiecare 20 de minute și vor circula până la 4 dimineața. Deci cu siguranță dacă stați în Târgu Mureș aveți cu ce să vă întoarceți. Pentru cei care vin cu mașini personale vor exista spații de parcare. Vom avea rasteluri de biciclete la Awake Festival? Da, vor fi zone de parcat bicicleta chiar la intrarea în festival și mai mult decât atât, cei de la Onda Verde din Târgu Mureș vor organiza un traseu special pentru a ajunge cu bicicleta la festival. Diana ne întreabă una dintre cele mai frecvente întrebări, dacă vor exista dușuri în camping. Răspunsul este da, vor exista dușuri în camping. Tu ești așa ce? So, approval! Yes, approve! Deci, dacă eu mi-am luat bilet cu camping și am un cort de 4 persoane și mai vin încă 3 prieteni, ei pot să stea cu mine în cort? Da, dar doar dacă și ei au biletul inclus cu camping. Și dacă ei și-au luat bilet fără camping, își vor putea lua de acolo camping? Da, evident că se poate lua și de acolo camping. Biletele vor putea fi achiziționate chiar și din festival. Asta e că am citit pe site, e 30 de lei. Super ieftin! Ce este glamping? Practic, un fel de camping de lux. Avem niște iurte cu niște salteluțe în ele pentru o experiență de vis în cadrul festivalului. Da, o să avem unde să ne încărcăm telefoanele la Awake? Da, o să fie puncte de încărcare. Și Wi-Fi pentru cei care vor să pună pe Instagram o poză, două, cu un hashtag. Dar mâncare vegetariană o să existe oare? Cu siguranță că o să existe mâncare vegetariană. Vor fi opțiuni pentru toată lumea. Câți ani are contele? Nu știm, dar puteți să-l întrebați voi acolo. Avem o ultimă strigare pentru voluntari. Deadline-ul este astăzi, până la finalul zilei, respectiv vineri, 11 august. Intrați pe Facebook și mergeți către un link, trebuie să completați un formular. Formularul mai stă deschis doar astăzi. Doar azi! Mai poți să fii voluntar away. One day only. Fii voluntar away! Woo! Și noi suntem! Îți place prima ta zi la eMagic? Wow, da, a fost super fun! Prima zi de muncă la eMagic, în departamentul de comunicare, a însemnat multă distracție. Ce? Hai, aerule! Țin mai sus, gen... Vă recomandam să veniți cu sistemele. Ok. Gata, ultima dată. Unde o să-mi încarc eu telefonul? La Awake Festival. A fost foarte spontan totul și distractiv, foarte distractiv. Mă bucur că ai venit și tu aici. Welcome!